Edilul Strehăian Sâmiu Burcure curge la gesturi extreme, văzând că pe zi ce trece pierde electorat în favoarea candidatului PSD Ion Giura. Burcu a găsit o modalitate inedită de a-l ataca pe social-democrat. Astfel, edilul a renunțat la a mai organiza zilele orașului, dând vina pe contracandidatul său de această decizie. Decizie ce a stârnit însă revolta strehăienilor. Oamenii au ieșit în număr mare în această dimineață în stradă pentru a-și manifesta nemulțumirea cu privire la atitudinea despotică a lui Burcu. Este acum, la ora actuală, este un fiasco, este nimic. Practic, au venit 5-6 comercianți, vând gogoși și alte, așa, și un, jocurile gonflabile, cutii bomba, în rest, nimic. Nu s-a mai organizat și nu se mai organizează nimic conform dorințelor oamenilor. Oamenii deja au simțit și simt că actualul primar nu mai corespunde din toate punctele de vedere, poate din niciunul, căci la început au fost destule promisiuni electorale și nu s-a îndeplinit nimic. Motivul este acela că actualul domn primar simte că nu mai are susținere electorală din partea cetățenilor și lipsa de interes, se numește dezinteres. Din nefericire nu se poate pentru motivul că nu se vrea. În momentul când invoci că nu vrea unul să facă și tu deții și fondurile și posibilitățile având funcția de primar, înseamnă că faci o greșeală imensă pentru cetățenii orășelor. Pentru că asta era cam singura satisfacție a unor oameni care altceva nu au în orașul ăsta. Burcu își motivează gestul prin faptul că în lipsa unui consiliu local ce a fost dizolvat și din care a făcut parte și candidatul PSD Ion Giura, nu poate să ia decizii în ceea ce privește cheltuirea banului public. Stăm aici, ne-am strâns să protestăm, întrucât nu putem să ne ducem să facem zilele orașului acolo, că nu se vrea. Politic se exploatează orice. Nu e corect și nu e bine pentru cetățeanul strehăian să fie taxat numai pentru interese politice. Era o tradiție frumoasă, o tradiție deja împământenită aici la Strehaia, ca de Sfântul Constantin și Elena să organizeze zilele orașului. Păcat că de data asta nu se organizează din incapacitatea primăriei de a veni în ideea de a cinsti acest oraș și pe cetățenii săi. Domnul primar Burcu, din motive pe care nu le cunosc, dar le pot bănui, nu a dorit să organizeze în acest an zilele orașului Strehaia. E regretabil, am văzut cetățenii, unii chiar indignați, cei mai mulți dezamăgiți, dar și dezamăgirea acestora, toate au un sfârșit pe data de 5 iunie, când orașul Strehaia va beneficia de o altă administrație locală. Am adunat mai mulți aici și protestăm împotriva faptului că, deși obișnuiți cu sărbătorirea în 21 mai a zilelor orașului Strehaia, acest lucru nu se mai întâmplă. Deși 21 mai este sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, patronii orașului Strehaia, ocrotitorii aleși ai acestui oraș, primarul a decis să nu mai organizeze sărbătoarea așa cum a fost în anii trecuți, motivând faptul că nu are Consiliul Local și că ar avea nevoie de aprobarea Consiliului Local. Este o mare minciună. Sunt bani prevăzuți în bugetul Consiliului Local. Organizarea zilelor orașului este o chestiune pur executivă, nu are nicio legătură. Ar fi o nebunie să credem că trebuie întrunit Consiliul Local și să deliberăm acolo cine o să cânte, Doina Gorjului sau Ansamblu Danubius. Nu asta se face, este exclusiv atributul aparatul instituției primarului, unde reprezentantul cultural face acest lucru. Atitudinea edilului este însă una contrară legii, lege care în absența unui consiliu local îi atribuie primarului puterile consiliului. Astfel, Burcu demonstrează încă o dată și pe final de mandat, după 12 ani de conducere, strehăienii se află tot în punctul în care se aflau în urmă cu mai bine de un deceniu. Banii sunt prevăzuți, posibilitatea există, numai că domnul primar și-a pregătit o stratagemă în felul ăsta, o stratagemă electorală, evită să organizeze aceste zile, pentru că de fapt este teamă să urce pe scenă, este teamă să țină un discurs, văzând că de fapt Strehaia a acumulat o dorință de schimbare, o stare de revoltă și s-ar putea să intre într-o anumită dificultate. Este nedemn și nedrept să ne învinovățească pe noi, cei care am fost în Consiliul Local, și să spună oamenilor că de fapt ăsta e motivul pentru care nu se organizează zilele orașului. Ar fi trebuit să le facă, ar trebui să dea oamenilor ceea ce
este prevăzut și e drept să aibă. Oricât de mare ar fi dorința lui Burcu de a-i mai întoarce pe străhăieni prin orice mijloace la sentimente mai bune către el, la fel de mare este și dorința oamenilor de schimbare. După 12 ani de lipsuri îndurate și de suferință, străhăianul a ajuns să nu mai reacționeze la șantajul emoțional al lui Burcu, des folosit de edil. Contactat de postul nostru de televiziune pentru a explica gestul extrem la care a recurs, edilul străhăian a fost de negăsit. Nu este prima dată când Simion Burcu dă bir cu fugiții în fața acuzațiilor ce îi sunt aduse. La fiecare problemă cu care se confruntă străhaia, Simion Burcu preferă să se baricadeze în spatele ușilor închise ale primăriei. Aceeași atitudine o are însă și când este vorba de cetățenii orașului.